Distribuție Oltenia a anunțat că va întrerupe furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici săptămâna viitoare pe 5 și 6 iunie, efectuând lucrări programate în rețelele electrice. Astfel, miercuri se oprește lumina în Leleasca, Slatina, Ianca, Dejești și Valea Mare, iar joi în Mamura, Otești, Vulturești, Câmpu Mare, Corabia, Scornicești, Oboga de Sus, Dejești și Valea Mare. Întreruperile sunt între 4 și 8 ore. Mâine 30 mai, începând cu ora 10, Biblioteca Județeană Olteanu Ion Minulescu organizează acțiunea dedicată zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Zâmbește copile, e ziua ta, biblioteca cu talente. Elevi de la Școala Gimnazială Eugen Ionescu Slatina și Liceul Tehnologic Izvoarele vor prezenta momente teatrale, va fi organizat un concurs de ghicitori și jocuri, iar elevi de la Palatul Copiilor Slatina, Cercul Creației Confecții, coordonat de profesorul Valerica Șoaică, vor defila într-o paradă de modă. Și Comuna Cungrea se numără printre localitățile unde administrația locală sărbătorește copilăria. 1 iunie va fi sărbat prin joacă ceva mai devreme la școala din localitate. Edilul Liviu Voiculescu le-a pregătit celor mai mici locuitori ai comunei, la fel ca și anul trecut, surprize plăcute. Manifestarea va rivaliza cu cele organizate în mediul urban, nelipsind baloane modelabile, dansurile, pictura pe față, trambulina, topoganul și popcornul. Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina a scos la concurs posturile de șofer și consilier juridic, pentru primul post fiind cerută o vechime în muncă de minimum 12 luni, iar pentru al doilea de minim 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor. 7 iunie, data limită pentru depunerea dosarelor, 18 iunie, proba scrisă, 20 iunie, interviu. În contextul sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului, mâine 30 iunie, în intervalul orar 10-12, în toate cele 7 subunități ale ISU-ul, se vor organiza ateliere de prezentare a tehnicii de intervenție, exerciții demonstrative și vor fi prezentate principalele măsuri de prevenire a situațiilor de urgență. Pompierii speră prin aceste acțiuni ca cei mici să fie receptivi la mesajele preventive.